Rareș Pop pleacă din vară de la UTA la Rapid București. Dan Șucu și conducerea grupării arădene s-au înțeles în privința transferului, iar tânărul fotbalist arădian va face pasul spre capitală pentru o sumă de aproximativ 1 milion de euro. Astfel, din vară, Rareș Pop va redeveni coleg cu Cătălin Vulturar, cel alături de care a jucat la grupa de juniori de la UTA, antrenată de Dinu Donca. Cătălin s-a transferat și el în urmă cu 2 săptămâni de la Lece la Rapid. În etapa 17 din divizia A1 de volei feminin, CSM Lugoj a demonstrat din nou forța echipei, obținând o victorie categorică pe terenul din Constanța. Lugojul a dominat partida, învingând fără drept de apel gazdele cu 3-0, limitându-se să se acumuleze doar 47 de puncte în cele 3 seturi. Cu această victorie zdrobitoare, CSM Lugoj revine cu brio pe locul 3 în clasament, acumulând 37 de puncte și urcând cu un loc în ierarhie. Echipa se află acum la doar un punct în spatele celor de la volei Alba Blaj și la doar 2 puncte distanță față de liderul Rapid. UTA a reușit un rezultat de egalitate, scor 2-2, în partida jucată în compania formației FC Botoșani. Arădenii au smuls un punct în minutul 90, atunci când au egalat, deși au jucat în inferioritate numerică. Cele două echipe și-au propus să obțină maximul de puncte în partida de la Arad, mai ales că ambele sunt în ascensiune. UTA venea după 2 victorii consecutive, iar FC Botoșani obținuse 3 victorii în 4 meciuri. A treia șansă care am avut-o, sunt 5 meciuri, e un punct câștigat în inferioritate, nu a fost ușor, am vrut să zic că ne-am bătut singur, nu ne-am a fost vina noastră, să ai 1-0 la pauză, să, prima repriză am controlat jocul, am dat gol, au mai fost câteva ocazii de a marca, ei au avut bara aia bine, au vrut să centreze și... S-a mai fost același lucru, o greșeală al lui Eric, la fel ca și Mihai, la fel ca și Marcelo. N-ai voie să riști acolo. În zona de risc, ei știu foarte bine că e zona de mare risc. Deci n-ai voie să riști. Toate pentru că în situația noastră, am spus-o și înainte de joc, nu ne ajută un punct, ne ajută 3 puncte. Încercăm și pregătim meciurile să câștigăm. Ok, uneori trebuie să accept și un punct. Tot timpul mai bine să iei ceva decât nimic, dar în situația și după jocul din această seară, cred că echipa ar fi meritat 3 puncte. CFR Timișoara s-a impus cu scorul de 2-1 la Odorheiu Secuiesc, acolo unde a întâlnit a treia clasată. Formația timișoriană contabilizează 40 de puncte și nu poate cădea mai jos de locul secund, cu 2 etape rămase de disputat din sezonul regular. La pauză, tabela a indicat 1-1, însă pe finalul meciului feroviarii au făcut diferența în urma unui contraatac. În ultimele 2 etape, CFR va disputa un joc acasă cu Sepsi, urmând să se deplaseze la prima clasată United Galați. Între timp, între buturile echipei harghitene ar veni Robert Farcaș. Și gol! CFR Timișoara cu 24 de secunde înainte de finalul meciului. Timișorenii izbutesc să marcheze printr-un alt brazilian, Wellington. Vlăduț Morar și Alexandru Tudorie sunt noile achiziții ale UTEI, 2 fotbaliști cu calități asemănătoare. Tudorie a spus că unul dintre motivele pentru care a venit la UTA îl reprezintă suporterii. Acesta e născut la Galați și a debutat în Liga 1 în tricoul Oțelului în sezonul 2012-2013, când la gruparea de pe Dunăre activa și Alexandru Benga, actualul vicecapitan al UTEI. Între timp, în România, Alexandru Tudorie a mai evoluat la FCSB, FC Voluntari, Universitatea Craiova și Sepsi, iar în străinătate la Arsenal Tula, Rusia și Al Adalah, Arabia Saudită. Sunt un jucător tehnic, protejez foarte bine mingea, un jucător de careu. Practic acolo, în careu, cred că sunt cel mai periculos și acolo pot să-mi demonstrez calitățile.
Mereu când am venit și am jucat contra UTE, au făcut o atmosferă minunată și practic ăsta a fost unul dintre motivele pentru care am venit aici să joc cu acești fani minunați în tribune și să mă susțină de data aceasta. Am simțit o energie pozitivă din partea lor și sper că această energie să simt la fiecare meci jucat acasă. Mircea Rednic a dorit să-i facă o primire cât mai familiară lui Cătălin Vulturar la UTA, cântându-i de la Dunăre la Sena, după ce în urmă cu aproape 2 săptămâni a avut niște cuvinte destul de dure la adresa sa. Și asta pentru că tânărul mijlocaș a declarat că dorește să învețe imnul Rapidului. Între timp, fostul fotbalist al lui Lece a fost împrumutat de giuleșteni la echipa din Arad până în vară, iar antrenorul UTE-i i-a dat niște sfaturi. Ia mă aici! Eu am terminat acum, nu v-a săturat de mine. Ia să vedem. Dacă vreau, vreau să mă întreb de voluntar, poate, imediat mă întreb, stai aici. Ce faci, Mico? Hai, mă, stai și tu aici la șeric. Ia să vedem. De la Dunăre, la Sena, din Carpați, la Pirinei, toți utiștii se adună. Ia spune-le cum te-am primit în vestiar, la birou, da? Da. În picioare, imnul, știu imnul Dinamo, știu imnul Rapid, sunt imnuri frumoase și al Utaierii, foarte frumos. Bine ai venit. Ce vreau să spun? Poți să cânti imnul și să-l știi pe de rost dacă în teren nu ești piesă. Deci să spun că eu am simțit-o pe pielea mea, de seama, veneam de la Dinamo, la Rapid. A fost ceva scandal la început, dar prin jocul meu i-am făcut să mă iubească.